Președintele Chinei a făcut marele anunț, a acceptat propunerea lui Kim Jong-un, după vizita acestuia la Beijing. Președintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitația liderului de la Phenian, Kim Jong-un, de a face o vizită în Coreea de Nord, informează agenția sud-coreeană de presă Yonhap, preluat de Reuters. Sublinierea agenția nord-coreeană CNA, preluat de AFP. Potrivit CNA, va fi o vizită oficial, la momentul potrivit, iar invitația în numele Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, sublinierea guvernului de la Phenian, a fost acceptat cu plăcere. Kim a făcut invitația în timpul vizitei sale la Beijing, prima sa deplasare peste hotare de la preluarea puterii în 2011, confirmat miercuri de China sublinierei Coreea de Nord, după 3 zile de subliniere tiri neoficiale în presa occidentală privind evenimentul, anunță Agerpres.